dragii mei, a venit timpul, după cum vedeți, scaunul dă semne de oboseală. Ia. Ei, după 5 ani, vă dați seama că 5 ani de stat pe el, vreo 7 ori pe zi, dă semne de oboseală. Așa că am luat un alt scaun, ergonomic de data aceasta. Haideți să vedem ce e de capul lui. Nu e vreo promovare, nu e nimic pentru percotaș. E pur și simplu o necesitate. Scaunul este Ergohuman. Nu mai aproape. Luxury. Cel mai de top scaun de la Ergohuman. Sunt curios. Pe ce am dat? Bănuțe. Vreo 4.000 de lei și un pic. Și da, bă. Aluminiu. Aluminiu, aluminiu. Ok. Să vedem ce de capul ia. Așa trebuie să arăte acolo? Da, e aluminiu nepolișat, dar cred că vine într-o zonă care nu... Nu le... Ia să vedem. Frumos. I don't know. Frumos, frumos. Opa, dar unde sunt roticelele? Aia-ți în cutia aia oare? Aluminiu. Mamă, dar ce fel sună ți rupe urechi de când... Aluminiu, băieții. Băieți și fete. E greu, a? Opa, ce mai este acolo? Șezutul. Șezutul? Mhm, îl vezi? Of course. Pus? Da, da. Uite, mă, că are jos, mă, în partea de... Ala de piciori. Mă, ai văzut? Pentru piciorușe. Oh, oh. A, dar e greu, tati. Greu, dacă... Una pe ăla ai văzut? E cea la DXRacer? Plastic acolo. Mm-hmm. Ăsta? Aluminiu. Aluminiu, nene. Aluminiu e scump, a? Aluminiu. Un aluminiu, eu știu, special pentru... Dacă ăsta ține 150 de kg. Vine? Mm-hmm. Ăsta, după 5 ani de utilizare, nu mai are, din păcate. Păile, de ce ai făcut? Hai să vedem, totuși, ce se întâmplă. Hai, scoate-l afară odată că mori de răbdare. Mamă mia, păi și dacă vreau să ridic pe sus? Ce faci? Dacă vreau să ridic pe sus cum l-am ridicat pe frate de DXRacer, nu pot? Și să vedem și apoi-le. Vezi? Aluminiu solid, nu porcării, nu nimic. Dar cine îi ține acolo ca să înfilete șuruburile? Uite-te și tu ce aici. Mamă! Băi, ești neabonaca, mă, frate. Dar câte... Cât o mai rămas din spațiul ăla de acolo. Ma. Și 4 la număr. De la întâlnuri am adică 2. Da, da, da. Și astea mai trebuie strânsă? Păi, nu folosește ăla de strâns? Da, altceva. Vezi? Altă viață. Altă viață, domnule. Ce mai vrei? Altă viață. Mm-hmm. Îi dată mama lui. Dată rău de tot. Dar rău. Maică. Ai auzit? Mm-hmm. Lung trebuie. Dar aici ceva. Dată mama măsă. Uite un detaliu care nu ai să-l vezi la alte scaune. Aluminiu, tata. Aluminiu
solid până sus. Deci aici de sub aluminiu. Așa ceva n-am văzut. Asta se mișcă în față, în spate, bucata aia de plastic pe aia. Buton de aluminiu și aici. Ce aia mișcă? Gigilonis, nenea. Gigilonis. Se asamblează ușor așa, ca și... Bine, nu-i gata, trebuie să iau toate șuruburile, smoile, elițele strâng. Dar... Îți curioasă ce mai faci tu cu alealtii, că mai rămâne unul scurt și unul lung. Ne uităm pe dedesubt, pe stânga, pe dreapta. Nu știu, mă, pe ele. Vedeam mai că ai treabă cu el. Deci, buton de aluminiu. Ce văd? Manetele tot de aluminiu, uite. Aluminiu, mă, tot el, nu plastic, nu vrăjeală. Nu, nu-i vrăjeală. În principiu ar trebui să pot să mă bubi el. În principiu. Am pus cu frică. Băi, fâine, tu știi ce moale. Ia uite. Dar se mișcă cu totul în jos. Ia vedem. Dar nu prea am cum să văd. Băi, ești nebun, pă? This is... Oho! Gigilonis, nenea. Eu vreau să văd picioare, la picioare, nu mă interesează. Cum? Vreau să văd cum se desface ăla de la picioare. What the fuck, bro? Perfect, domnule. Nu mai stau să mă doară picioare. Tu știi ce mișto ai slay pe astea? Așa crăcănat? În poziția asta? Hai. Pare zici că ești broscoi? Nu, ești prea înalt, ești prea înalt de asta, nu-i pentru tine, că ești polugă mare. Stai un pic, Filia, că n-am ridicat scaunul, ia, ia. Mamașul normal ăsta se dă o leacă mai sus. Așa, nu, prea mult. Așa. Și normal să ține... Picioarele așa? Da, cam așa ceva, da. Așteaptă, așa și după aia dă-i. Așa. Așa, domnule. Gata. Bun. E vorba de eu cred că stau bine pe el. Trebuia să mă lași pe mine să stau acolo să văd dacă mine picioarele. Că eu-s mintică. Lasă-l de legul de picioare. Da-te să mă pun și acolo. Nu vine să stau tare pe el. Pun de pe el și zi cum se simte față de celălalt. Oh, ce bine. Nu așa că mișto? Nu așa că e cel mai confortabil ever? Ca unde bunică asta. Ia întoarce timp, vezuleac. Dar nu-i de picioare, nu-i să spui doar așa, așa, doar așa. Mine, și acum poți să te... Pentru mine e perfect. Dă-te pe spate, vezi să simți pe spate. Da, nu poți să mă dau pe spate. Păi, ești mai bun. Frumos, frumos. Până acum ați mulțumit, mai avem de umbla la el. Dar nu merge să dai asta mai pe spate? Ba da, avem acolo ușa. Stai, dă-te de acolo. Nu umbla, nu umbla. Hai, dă-te jos, dă-te jos. Dă-te jos! Jos îi duci, băi. Da, în sus e maxim. Ok, stai așa. Stai așa, că mă avem aici. Pentru oameni mai înalți, ca mine. Și mă iei cu gaură. O te fac câștiar. Ai văzut? Că ziceai tu, bă, că... Ia, ce tare. Mă, de manetă, mă, fratele meu. Așa? Ai văzut că ziceai tu că e în spate, că bla bla bla, că tralala, că o fi, că o pățică. Poți să vii jos aici? Deci aici e un fel de roticică și de ce ridici șezutul se... Se modifică? Ajustezi șezutul, da. Asta e la maxim pe urmă. Eu s-o făcut mai așa. Uite acum, îmi dau în jos, vezi. Vezi? Vezi. E? Da. Oh. Încă mai are. Da. Deci acum e așa. Și o să ridic și un invers. Ca să nu mai fugi de pe scaun încolo. Da. Bun. Cât de tare vrei să fii când te lași pe spate sau nu. Eu așa cred că e. Dacă mai e loc. Ia. Deci acum dacă o dăm în față, ni se mișcă șezutul și îl putem pune mai în față, mai în spate.
Da. Ai văzut că l-am desfăcut atunci. Ok. Asta de aici trebuie să reglăm un pic video. Trebuie să întoarcem mai așa. Vezi? Nu, eu sunt mulțumit de el. Față de el, după aia mea, de asta e mult mai bun. Ok. Și ce să zic? În principiu, părerea mea că Ergohuman merită bani. Are și detalii, v-am zis, deci numai aluminiu, mai aici ceva moale așa, îmi place. Nu scârță-i. Bine. Cam atâta. Dacă aveți întrebări, puteți să lăsați în comentarii. Dacă v-a plăcut video, dați un subscribe. Mai revenim cu noi clipuri. V-am pupat, pa, pa!